Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Având în vedere că timpul este foarte înaintat, o să citesc doar o parte din pilda fiului risipitor, de la pagina 1010 din Scriptura, Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 25. Evanghelia după Luca, de la capitolul 15, începând cu versetul 25. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiul i-a zis tatăl: tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, vreau să vă apreciez și în această seară pe toți cei care v-ați făcut timp să fiți aici la Casa lui Dumnezeu în seara aceasta de sâmbătă. Știu că suntem foarte aglomerați, suntem foarte ocupați și uneori ne vine foarte greu să ne facem timp să ne ducem la Casa lui Dumnezeu. Știți, noi nu fabricăm timp. Noi nu putem face o zi mai mult decât a rânduit-o Dumnezeu să fie, mai mult de 24 de ore. Și atunci când vorbim că ne facem timp, dragii mei, înseamnă că luăm de undeva din altă parte să folosim pentru a merge la Casa lui Dumnezeu. Uneori luăm din munca noastră, alteori din somnul nostru, alteori din timpul nostru de relaxare sau cine știe alt timp pe care îl avem, îl luăm și punem deoparte să fim împreună cu Biserica lui Dumnezeu. Știți, spune Sfânta Scriptură despre Iov că se scula dis de dimineață ca să facă ceva spiritual pentru copiii lui. Zicea el: poate au păcătuit copiii mei, îi chema dis de dimineață să aducă jertfă pentru ei, să sfințească înaintea lui Dumnezeu. Vă apreciez că în această seară v-ați făcut timp să fiți la Casa lui Dumnezeu. Deci, una dintre marile probleme care spune Sfânta Scriptură că va fi undeva în preajma revenirii Domnului Iisus Hristos, va fi lipsa de credință. Când va veni Fiul omului? Va găsi oare credință pe pământ? Nu în sensul că nu va găsi poate oameni religioși, oameni care se mai duc pe la biserică, ci acea credință care să accepte că Dumnezeu este stăpân peste fiecare dintre noi și că de Dumnezeul acesta trebuie să ascultăm. Ei, dragii mei, credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și ca să fie auzirea cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să fie proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Deci eu cred că Dumnezeu ne pregătește ocazii din când în când să venim la Casa lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul din Scriptură pentru ca acesta să genereze sau să crească credința în fiecare dintre noi. Rugăciunea mea către Dumnezeu este ca și în această seară Dumnezeu să se ocupe de fiecare dintre noi și Dumnezeul acesta să transmită cuvântul spre noi și El să aducă credința de care noi avem nevoie. Deci mi-am citit în această seară dintr-o pildă a Domnului Iisus Hristos, una poate dintre cele mai cunoscute, care pune înaintea noastră un tată care avea doi fii. Într-o zi, unul dintre ei i-a întors spatele tatălui și a plecat în lumea mare, într-o țară depărtată, să trăiască cum vrea el. Acum vreau să vă întreb, a făcut bine că a plecat de acasă? Sau a făcut rău? Ce ziceți? N-aveți curajul. Toată istoria lui și felul în care se derulează experiența lui de departe arată că a făcut rău că a plecat de acasă, că de aceea s-a întors după aceea, că e mai bine acasă la tata, a zis el, da? Unul dintre fii, cel mai mare, a rămas acasă. Acum întrebarea este, a făcut bine că a rămas acasă? Ce ziceți? Sigur că a făcut bine. Acum ascultați-mă,
Cei doi fii reprezintă două categorii de oameni. Unii care întorc spatele lui Dumnezeu și se duc. Mai tineri sau mai în vârstă. Se duc să trăiască cum vor ei, să aibă libertatea să decidă cum vor ei, să nu țină cont de nimeni, să nu țină cont de Dumnezeu. Și se duc. Și o altă categorie de oameni care rămân în casa lui Dumnezeu. Și acum, dragii mei, zicem extraordinar, rămân în casa lui Dumnezeu. Foarte bine. Numai că dacă ne uităm foarte atenți la ce este în inima acestui fiu care rămâne în casa lui Dumnezeu, s-ar putea să ne punem întrebări, așa să fie un om care rămâne în casa lui Dumnezeu? Spune Sfânta Scriptură că omul acesta s-a întărătat de mânie. Un om care rămâne în casa lui Dumnezeu. Spune că își arată nemulțumirea față de tată și spune, niciodată nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Un asemenea om în casa lui Dumnezeu cu nemulțumire după el? Sau spune Sfânta Scriptură că a fost nemulțumit de felul în care tata, sau dacă vreți Dumnezeu, l-a tratat pe fratele lui. Se poate așa în casa lui Dumnezeu? Sau ajunge până în situația aceea în care nu poate să-i mai spună frate celui pe care tata l-a primit, dragii mei, din nou și-a făcut sărbătoare în casă. S-ar putea să fii în casa lui Dumnezeu, să nu-i poți spune unuia dintre cei din casa lui Dumnezeu să-i spui frate, să nu poți spune frate? Se poate? Întrebarea pe care mi-am pus-o a fost următoarea. Bine, Dumnezeule, ce îl determină pe băiatul ăsta, pe fiul ăsta, să reacționeze cum reacționează, să se poarte cum se poartă, să se întărâte de mânie, să nu fie mulțumit de tată, să nu fie mulțumit de frate, să nu mai poată spune frate. Ce-l determină să se poarte cum se poartă? Știți ce-l determină să se poarte cum se poartă, frați și surori? Faptul că băiatul ăsta, deși a rămas acasă la tata, nu-l cunoștea foarte bine pe tatăl său. Și acum întrebarea o pun din nou. Oare ce-l determină pe un om care rămâne în casa lui Dumnezeu, nu se duce în lumea mare, nu se apucă să facă păcate grozave, vine la casa lui Dumnezeu poate frecvent. Ce-l determină pe un asemenea om să în casa lui Dumnezeu să se întărâte de mânie, să fie nemulțumit, să nu poată zice frate? Oare ce-l determină? Faptul că deși este în casa lui Dumnezeu, nu-l știe pe Dumnezeu. Nu-l cunoaște pe Dumnezeu. E despre asta vreau să predic în această seară, dragii mei, despre omul care, deși este în casa lui Dumnezeu, nu-l cunoaște pe Dumnezeu. S-ar putea să fie un tânăr care este în casa lui Dumnezeu. Îl aducem cu noi că în familia noastră, îl aducem la casa lui Dumnezeu. Stă în casa lui Dumnezeu. Nu se duce ca fii risipitor cine știe pe unde. Stă în casa lui Dumnezeu. Dar nu-l cunoaște pe Dumnezeu. S-ar putea să fie oameni care de 20 de ani vin în casa lui Dumnezeu, nu s-au dus să-și risipească viața cine știe pe unde. Stă în casa lui Dumnezeu, dar totuși nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Vreau să vă întreb, credeți că putem fi într-o asemenea situație vreunul dintre noi, dragii mei? Se poate sau nu se poate? Că Dumnezeu nu este așa cum ne-l gândim noi. Cum ne-l proiectăm noi în imaginea noastră, în mintea noastră. Dumnezeu este așa cum se descoperă El în Scriptură. Și de aceea mă rog lui Dumnezeu să ni se descoperă fiecăruia dintre noi. Amen. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El. Omul care, deși este în casa lui Dumnezeu, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Și când am citit cuvântul ăsta, am stat înaintea Domnului și mi-am pus întrebarea, oare ce nu știe omul ăsta despre Dumnezeu? Ce nu știe băiatul ăsta despre tatălui? Ce ar trebui să știm noi despre Dumnezeu, dragii mei, ca fiind în casa lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum ar trebui să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Primul lucru pe care, dragii mei, nu-L cunoștea băiatul ăsta, poate nu-L cunoaștem nici noi și ar trebui să-L cunoaștem, este că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Nu știu că m-ați ascultat. Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Când a venit fiul ăsta risipitor acasă, dragii mei, știți ce a zis fratele mai mare, care nu-și cunoștea tatăl? Știți ce a zis? Ți-a mâncat toată averea cu femeile stricate.
Adică pe băiatul ăsta îl interesau lucrurile. Faptul că fratele lui mai tânăr a risipit lucruri. Dragii mei, vreau să vă întreb, tatăl acesta știa că fiul cel tânăr a risipit lucruri sau nu știa? Sigur că știa. Că atunci când a venit băiatul ăsta și a zis, dă-mi partea de avere, și tatăl i-a dat partea de avere, a știut că s-a dus cu ceva de acasă. Și a știut că s-a dus departe și a risipit totul în plăceri, în păcate, în fără de legi. Știa lucrul acesta. Dar când a venit fiul acesta acasă, dragii mei, tatăl acesta a arătat că pentru el omul contează, nu lucrurile. Suntem aici oameni și am spus și aseară lucrul acesta. Nu vi se pare, dragii mei, că noi prețuim mai mult lucrurile decât oamenii? Nu vi se pare? Atât de mult prețuim lucrurile încât uneori noi ne stricăm relațiile unii cu alții din cauza lucrurilor. S-a dus la Domnul Iisus Hristos, unul și-a zis, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Adică între mine și fratele meu este o problemă, moștenirea noastră. O relație stricată. Ați întâlnit oameni care în relația lor poate apropiată a intervenit tensiunea din cauza lucrurilor. Ați întâlnit oameni de felul acesta. Spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, în Genesa, în capitolul 13, că între păzitorii turmelor lui Avram și păzitorii turmelor lui Lot a intervenit o ceartă. Ăsta era cu businessul lui, Lot, și Avram cu businessul lui. Și între angajații lui Lot și angajații lui Avram a intervenit o problemă. Și a zis Avram, să nu fie ceartă între mine și tine. Din cauza asta. Suntem frați. Atât de importante sunt pentru noi lucrurile uneori încât ne stricăm relațiile din cauza lucrurilor. Atât de importante sunt uneori, dragii mei, lucrurile pentru noi încât foarte adesea trăim o viață egoistă. Trecem pe lângă unul, trecem pe lângă altul, auzim de o nevoie, dar noi ne vedem de lucrurile noastre. Spune Sfânta Scriptură, spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca despre un om care își trăia viața în lux. În fiecare se îmbrăca în insubțire, în lux, dacă vreți, ducea o viață în lux, spune Sfânta Scriptură, și undeva la poarta lui era un sărac, Lazar, și bolnav și sărac. Și zice Sfânta Scriptură, tare mult ar fi vrut să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Dar de unde? Așa de importante erau lucrurile pentru omul ăsta bogat, încât trăia o viață egoistă. Nu se interesa de săracul care era acolo la poartă. Sau atât de importante, dragii mei, sunt pentru noi lucrurile, încât uneori trăim în neascultare de Dumnezeu din cauza lucrurilor. Sau suntem în stare, dragii mei, să nu ascultăm nicio ofertă de la Dumnezeu din cauza lucrurilor. În Evanghelia după Matei, capitolul 22, spune Sfânta Scriptură că împăratul acela a pregătit nunta pentru fiul său și a trimis robii să cheme pe cei care fuseseră invitați mai dinainte. Și au zis robii, toate-s gata, toate-s pregătite. Statea vițelul cel îngrășat, toate-s pregătite, veniți la nuntă. Și spune Sfânta Scriptură, fără să le pese, s-a dus unul la holda lui și altul la negustoria lui. De ce, dragii mei? Din cauza că lucrurile sunt foarte importante. Chiar dacă Dumnezeu din cer ne cheamă, dragii mei, să participăm, să fim prezenți, lucrurile sunt mai importante decât oferta lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, tânărul ăsta care era acasă nu-l cunoștea pe tata, că pentru tată oamenii sunt mai importanți decât lucrurile. Și ascultați-mă, atât de importanți sunt oamenii pentru Dumnezeu, încât Dumnezeu are suficiente resurse de milă. Spune Sfânta Scriptură aici că tatăl a văzut de departe pe băiatul ăsta și i s-a făcut milă de el. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, noi ca oameni, avem situații în viață când avem milă de cineva. Ce ziceți, frați și surori? Sigur că avem milă. În mod special,
atunci când circumstanțele din viața cuiva îl duc într-o situație nenorocită. S-a îmbolnăvit, a murit cineva, i-a ars casa la cineva. Sau sunt într-o situație de fragilitate. Spune Sfânta Scriptură în cartea Exod că într-o zi fata lui Faraon s-a dus acolo la râu, a găsit între treste acolo un sicriaș, l-a desfăcut și a văzut acolo un băiețel și i s-a făcut milă de el. Că normal să fie așa. Dar știți care e problema noastră, dragii mei? Noi avem milă de oamenii care din cauza circumstanțelor de viață ajung într-o situație nenorocită. Dar mai puțin avem milă de oamenii care din cauza alegerilor lor ajung într-o situație complicată. N-ați auzit pe oameni zicând, așa îi trebuie. Și a făcut-o cu mâna lui. A fost alegerea lui. Și dragii mei, fiul ăsta mare cam așa gândea despre fratele lui mai mic. Și a făcut-o cu mâna lui, a fost alegerea lui. Numai că avea băiatul ăsta mare, avea un tată care prețuia mai mult oamenii decât lucrurile. Și n-a contat pentru tatăl acesta că fiul ăsta a risipit și a prădat banii aceia pe nu știu ce sau averea pe nu știu ce, dragii mei. Avea suficiente resurse de milă să primească pe unul care a risipit tot ce a dat tatăl. Vreau să vă întreb, Dumnezeu are milă, frați și surori, de oameni de care poate noi nu avem milă? Are milă sau nu are milă? Trecea samariteanul acela pe drumul acela unde la margine era căzut între tâlhare aproape mort un om. A trecut pe acolo și preotul, a trecut pe acolo și levitul. Și samariteanul acesta, spune Sfânta Scriptură, făcându-i se milă, s-a oprit să vină în ajutor, pentru că a avut milă de cineva de acolo de lângă drum. Sau Domnul Iisus Hristos a uitat așa peste noroi deodată și i s-a făcut milă de el. Erau ca niște oi care n-au niciun păstor. Dumnezeu are resurse de milă față de oameni care și-au risipit viața în păcate și fără de legi și tot ce a pus Dumnezeu în viața lor, tot ce le-a dat Dumnezeu, au risipit departe de Dumnezeu. Dumnezeu din cer are resurse de milă, slăvit să fie numele Domnului. Dar pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile, Dumnezeul acesta face gesturi de acceptare. Și știți ce a făcut tatăl acesta când a apărut la orizont fiul acesta risipitor, știți? Frați și surori, știți ce a făcut? Spune Sfânta Scriptură că a alergat spre el, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat mult. Mă, dragii mei, gestul acesta este natural, este normal. Să-l faci față de cineva la care ții foarte mult și poate nu l-ai văzut de multă vreme. Se întâmplă undeva în gară, se întâmplă în aeroport, se întâmplă când vine de la aeroport cineva de peste nu știu unde, mări și țări, după mulți ani, să-i cazi pe grumaș și să-l săruți mult. Dar gestul ăsta n-are nicio logică, ascultați-mă bine, din perspectiva noastră ca oameni, să-l faci față de cineva care ți-a întors spatele și a bătut joc de tine. Sunteți aici un om care să fi făcut așa, să fi avut pe cineva care și-a bătut joc de dumneavoastră, să-i cădeți pe gât și să-l sărutați mult. Vi s-a întâmplat asta? Nu prea cred. Pentru că, dragii mei, este ceva nenatural pentru noi, dar este ceva foarte natural pentru Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Slăvit să fie numele Domnului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Cum era lumea? Cu spatele la Dumnezeu. Fugind de Dumnezeu. Căzută de la Dumnezeu. Moartă din punct de vedere spiritual, spune Sfânta Scriptură. Așa era lumea aceasta. Dar Dumnezeul acesta, pentru că iubește oamenii, a dat ce a avut mai scump în cerul său prea înalt. L-a dat pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă întreb, este ăsta gest de acceptare? Că ne prețuiește Dumnezeu? Noi nici nu vrem să știm de Dumnezeu.
ne vedeam de drumurile noastre, de căile noastre, de trăirile noastre. Și Dumnezeu din cer a alcătuit în sine însuși un plan să-L trimită pe Fiul Său în lumea noastră, la niște oameni care nu meritam, pentru că suntem valoroși înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Pe când eram noi încă păcătoși, așa se arată dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe Fiul Său să moară pentru noi. Dumnezeu face gesturi de acceptare pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, prețuiește oamenii, nu lucrurile, Dumnezeul acesta poate ceea ce noi nu putem. Fiul ăsta mai mare, dragii mei, n-a putut, ascultați-mă bine, știți pilda din Scriptură, n-a putut să-l accepte pe fratele său. Când a venit fratele lui acasă și când băiatul ăsta mare a avut o discuție cu tatăl său, știți ce a prezentat în fața tatălui? A prezentat păcatele. Fiul ăsta al tău, zicea, ți-a mâncat averea cu femeile stricate. Nu erau atunci mijloacele de transmitere a informațiilor ca astăzi, dar băiatul ăsta știa toate păcatele fratelui său. N-a contat pentru el că băiatul ăsta a venit în zdrențe acasă? N-a contat că a venit pocăindu-se? N-a putut să treacă, dragii mei, peste păcatele pe care le știa că le-a făcut fratele lui. Astea sunt păcatele lui, zicea către tatăl său. Ei, dragii mei, tatăl acesta, care prețuiește oamenii, a putut să facă ce n-a putut să facă băiatul ăsta care a rămas acasă. Adică a putut să ierte. Vi s-a întâmplat vreodată, dragii mei, să vină la biserică unul despre care a știut toată mizeria în care a căzut, toate păcatele pe care le-a făcut, să vină cu pocăință înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu din cer să-l primească, Dumnezeu să-l ierte și dumneavoastră să nu puteți să-l iertați. Vi s-a întâmplat vreodată? E complicat, nu? Știți toți din locul acesta câte ceva despre Saul din Tars. Știau și cei de la Damasc, știau și cei de la Ierusalim despre toate relele pe care omul acesta le făcea. Și într-o zi Saul din Tars se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos pe drumul spre Damasc și se prăbușește la pământ în lumina aceea orbitoare care l-a înconjurat pe drumul acela spre Damasc. Și dragii mei, acolo pe drumul acela spre Damasc are întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, ce vrei să fac? Intră în cetate, ți se va spune ce trebuie să faci. Și este dus în cetate, pus acolo, se roagă, merge Anania, se roagă pentru el, își capătă vederea, se umple de Duhul lui Dumnezeu, se botează și vrea să se lipească de biserică, spune Sfânta Scriptură. Și toți îl priveau cu suspiciune. Știau ce a făcut, știa cum s-a comportat, știa că avea scrisori în buzunar să meargă să prindă pe creștini. Și întrebarea care se punea, oare omul acesta chiar este schimbat? Oare omul acesta chiar este iertat de Dumnezeu? Dragii mei, pentru că nouă ne vine foarte greu, aproape imposibil, să iertăm pe oameni despre care știm în ce mizerie și păcate au trăit. Dumnezeu poate să facă asta. Dumnezeu poate să ierte. Pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Și are suficiente resurse de milă și suficiente resurse de iubire și suficientă putere să ierte tot ceea ce noi n-am putea să iertăm. Așa cum băiatul ăsta n-a putut să-l ierte fratele, dar tata a putut să-l ierte. Dumnezeul acesta, dragii mei, care prețuiește oamenii, nu lucrurile, dincolo de faptul că are milă, că poate să ierte, că face gesturi de acceptare. Dumnezeul acesta are disponibilitatea să mai ofere. Băiatul ăsta s-a dus la tata la casă, băiatul cel mic care a plecat în lumea mare și a zis, tată,
cu o anumită obrăznicie. A zis, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, că vreau să mă duc. Și tatăl i-a oferit. Și s-a dus. Și după ce a risipit totul și a ajuns aproape mort, i-a venit mintea la cap și a zis, o să mă duc acasă la tata. Și s-a dus acasă la tata. Și dacă sunteți aici părinți care să fi avut experiența asta, să se ia un copil în care ați investit, să vă întoarcă spatele, să se ducă și tot ce ați investit să cheltuiască, să vină înapoi după o vreme, pocăindu-se. Și să aveți tăria să mai oferiți, să-i mai dați. Spuneți-vă, da, Scriptură, că a venit băiatul ăsta de acasă, de departe, din risipirea vieții lui. Și spune Sfânta Scriptură că tatăl acesta a avut disponibilitatea să-i mai dea. Și asta a fost marea problemă pentru băiatul cel mare. După ce că ți-a risipit averea, când a venit acasă, i-ai mai dat. I-ai dat și pantofi noi, i-ai dat și haine noi, i-ai dat și vițelul cel îngrășat. I-ai mai dat. Pentru că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Dumnezeu se uită la unul sau la altul care în lumea mare risipește poate inteligență, poate timp, poate sănătate, poate bani, poate multe ce a dat Dumnezeu. Și când se întoarce acasă, când se pocăiește, Dumnezeul acesta încă mai este dispus să mai ofere. Pentru că Dumnezeul acesta prețuiește oamenii, nu lucrurile. Slăviți să fie numele Domnului! Deci ăsta este primul lucru pe care băiatul ăsta nu l-a știut despre tatălui, deși era în casa tatălui. Și ăsta s-ar putea să fie primul lucru pe care noi nu știm despre Dumnezeu, deși suntem în casa lui Dumnezeu de multă vreme, că Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Al doilea lucru pe care băiatul acesta nu l-a știut și poate nu știm nici noi, este că Dumnezeu nu este mulțumit să-i slujim cu atitudine de rob. Știți ce a zis băiatul ăsta mare, care a rămas acasă la tata, care, dragii mei, avea impresia că prin faptul că a rămas acasă la tata și n-a călcat niciuna dintre porunci, așa zice el, aici nu ți-a călcat niciodată porunca, băiatul ăsta credea că este în ordine. Chiar era în ordine, frați și surori? Știți de ce nu era în ordine băiatul ăsta? Pentru că stătea în casă cu o mentalitate de rob și zicea, eu ți-am slujit ca un rob. Ori tatăl nu era mulțumit să aibă lângă el un fiu în casă, în fiecare zi, care să gândească, e rob în casă. Vrea să aibă în casă un fiu. De ce nu-i mulțumit Dumnezeu, frați și surori, să-L slujim cu o mentalitate de rob? De ce Dumnezeu vrea să-i fim fii? Să ne gândim ca fii, dragii mei. Să ne raportăm la El ca fii. De ce Dumnezeu nu-i mulțumit să îl slujim ca rob? Să avem mentalitate de rob. Știți de ce? Pentru că omul acesta din casă, care trăiește cu mentalitate de rob, împlinește poruncile din datorie, nu din iubire. Când te uiți la un asemenea creștin, n-ai ce să reproșezi. El nu înșală, el nu fură, el nu înjură. Dar înăuntru lui, în ființa lui, în viața lui, omul acesta care stă în casa lui Dumnezeu cu mentalitate de rob, omul acesta, dragii mei, face totul ca o corvoadă, ceva apăsător, ceva obligat. Cum ar trebui noi să ne raportăm la porunca lui Dumnezeu? Sau la poruncile lui Dumnezeu? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și dacă, dragii mei, păzim poruncile lui Dumnezeu din iubire, știți că nu ni se par grele poruncile lui Dumnezeu.
Uneori avem impresia că ce ne cere Dumnezeu este absurd. Că nu se mai potrivește viacului în care trăim. Au fost valabile cine știe când, dar în viacul nostru să iei porunca asta, să o împlinești, este absurd, e greu, e complicat. Situația în care trăim, țara în care trăim, mediul în care trăim, cultura în care trăim, e altfel. Dar spune Sfânta Scriptură că atunci când împlinim porunca din iubire, poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele. Dar mentalitatea de rob te face să vezi poruncile lui Dumnezeu extraordinar de complicate, de apăsătoare, de greu de îndeplinit. Când împlinim porunca lui Dumnezeu din iubire, nu ni se pare greu. Și ascultați-mă, suntem dispuși să împlinim porunca lui Dumnezeu ori pe unde am fi, ori în ce condiții am fi, ori în ce mediu ne-am găsit, dragii mei, pentru că noi îl iubim pe Dumnezeu. Că suntem acasă cu părinții, că suntem la școală fără părinți, că suntem cine știe pe unde, numai cu niște oameni, cu oameni răi, dragii mei. Împlinim porunca lui Dumnezeu pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Dumnezeu nu-i mulțumit, dragii mei, să îl slujim cu mentalitate de rob, pentru că atunci împlinim poruncile din obligație, nu din iubire. Dar omul ăsta care, dragii mei, are mentalitatea de rob, nu este mulțumit de felul în care îl tratează Dumnezeu. Zicea băiatul ăsta mai mare aici, niciodată nu mi-ai dat nici măcar un ied. Extraordinar. Să fii în casă la tata, să-ți poarte de grijă în fiecare zi, să te îmbrace, să cheltuiască pentru tine și la un moment dat tu să spui, nu mi-ai dat niciodată nici măcar un ied, adică nici măcar minimum, nu mi-ai dat, tată. Frații mei, ascultați-mă bine. Știu pe cineva, poate știți și noastră, care a fost foarte revoltat pe Dumnezeu, nemulțumit de Dumnezeu. Și cunosc foarte bine cazul acesta. Pentru că Dumnezeu nu l-a ajutat să câștige într-o afacere atât cât și-a propus el să câștige în afacere. Zicea, m-am rugat lui Dumnezeu, i-am cerut lui Dumnezeu, am stat înaintea lui Dumnezeu și așteptam ca Dumnezeu, ca tatăl meu din ceruri, să mă ajute să câștig atât în afacerea asta. Dumnezeu nu m-a ascultat. Frații mei, oamenii care trăiesc cu această mentalitate de rob țin o anumită contabilitate. Ce fac eu pentru Dumnezeu și ce nu face Dumnezeu pentru mine? Zicea băiatul ăsta, nu ți-am călcat niciodată porunca. Și într-o zi a împlinit o poruncă și a bifat. Azi am împlinit porunca asta. Am împlinit porunca cealaltă. Și în cealaltă parte punea în fața lui, dragii mei, ce a cerut de la Dumnezeu și Dumnezeu n-a făcut. Pentru ca să spui, niciodată nu mi-ai dat, trebuie să zici, azi am cerut lui Dumnezeu asta și nu mi-a făcut-o. Ieri am cerut lui Dumnezeu asta și nu mi-a făcut. Când aveam 20 de ani am cerut lui Dumnezeu asta și nu mi-a făcut Dumnezeu. Eu n-am călcat nicio poruncă și Dumnezeu nu m-a ascultat. Asta e mentalitate de rob. Această contabilitate pe care o ține omul care are această mentalitate de rob, dragii mei. Dragii mei, ascultați-mă. Stau înaintea lui Dumnezeu cu cerințele, cu dorințele mele. Dar l-am pe Domnul Iisus Hristos model înaintea mea, care a zis într-un final, asta e dorința mea, Dumnezeule, Tată! Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Voia ta să se facă, Dumnezeule. E complicat să spunem lucrul acesta. Mentalitatea asta de rob, dragii mei, își exprimă nemulțumirea când Dumnezeu nu face ce vrem noi. Mentalitatea aceasta de rob consideră că nu are suficientă libertate, adică să se miște cum vrea el. Niciodată nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Credeți că ăsta n-a mâncat niciodată carne de ied? Așa credeți? Chiar credeți asta? Păi da, avea
Dacă robii din casă, zicea băiatul ăsta care și-a risipit viața acasă, robii o duc mai bine și o mor de foame aici. Mă duc acasă, o să zic, nu primește-mă ca fiu, că nu, nu merit. Dar ca pe unul din argați, pentru că o duc argații bine. Și fiul ăsta zice, nici măcar un ied nu mi-ai dat. Cum adică, n-am mâncat niciodată din iezii din turma tatălui? Nu, nu. Nu mi-ai dat libertatea să fac ce vreau eu. Un ied cu care să fac ce vreau eu. Să mă veselesc cu prietenii mei. Mentalitatea de rob gândește că Dumnezeu nu dă suficientă libertate. Adevărul este, frații mei, că fiind în casa lui Dumnezeu nu putem face ce vrem. Dar Dumnezeu, dragii mei, ne dă libertatea să alegem. Să fim în casa lui Dumnezeu sau să nu fim în casa lui Dumnezeu. Dacă voiește cineva să vină după mine. A venit tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos și a zis, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și a zis, Domnul, asta trebuie să faci. Ce mai lipsește să fiu desăvârșit? A zis, Domnul, asta îți mai lipsește. Dar tu dacă vrei, faci asta, dacă nu vrei, nu faci asta. Și tânărul a avut libertatea să plece. Dar, dragii mei, Dumnezeu din cer nu ne constrânge să ne ducem în împărăția lui Dumnezeu. Putem să alegem. Dar dacă am ales, dragii mei, să stăm în casa lui Dumnezeu, trebuie să știm că stăm sub autoritatea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să mă grăbesc, dragii mei, pentru că deja e 9:05, să mai spun un singur lucru și apoi să închei. În al treilea rând, ceea ce nu cunoștea băiatul ăsta despre tată, ceea ce poate nu cunoaștem noi despre Dumnezeu, este că Dumnezeu continuă să îi aștepte pe cei pe care noi am încetat să-i mai așteptăm. Și repet încă o dată. Dumnezeu continuă să îi mai aștepte pe cei pe care noi am încetat să-i mai așteptăm. Tânărul ăsta, băiatul cel mic, s-a dus departe și a trăit viața cum a trăit-o și spune Sfânta Scriptură că atunci când s-a întors din risipirea vieții lui, tata l-a văzut de departe. Se pare că era în așteptare. Se pare că se gândea, o să se întoarcă într-o zi. Numai că băiatul ăsta mare, fratele acestui fiu risipitor, a încetat să-l mai aștepte. Ba, a fost surprins și necăjit și nemulțumit că fratele ăsta s-a întors acasă. Dragii mei, s-ar putea să fiți aici tați ai căror băieți s-au dus. Mai așteptați să se întoarcă sau nu mai așteptați? Sunteți mame care poate aveți fiice care s-au dus. Mai așteptați să se întoarcă sau nu? Deci, mei, băiatul ăsta mare a încetat să aștepte pentru că era dezamăgit de alegerea pe care fratele lui a făcut-o. Vreau să vă spun, și tata era dezamăgit. După cum Dumnezeu este dezamăgit de mulți care au ales să plece. Și noi zicem, nu o să se mai întoarcă. Dumnezeu încă continuă să-i aștepte. Chiar în ceasul acesta, când dumneavoastră, poate ca părinți, sunteți la casa lui Dumnezeu și ei sunt cine știe pe unde, Dumnezeu continuă să-i aștepte. Așa cum tatăl acesta a continuat să-l aștepte. Cu ceva vreme în urmă m-a sunat un frate de undeva, dintr-un alt capăt de țară, România. Ne-am cunoscut de când eram tineri. Am început să discutăm și am început să vorbim ceva despre familie. Cum e familia mea, cum e familia lui, și el mi-a zis, e bine familia, cu excepția unei fiice. Fiica mea, zicea el, așa îndurerat, și-a abandonat familia și a plecat în Germania cu cineva. Cu altcineva. Și zicea el, ne rugăm lui Dumnezeu, continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu și așteptăm ca Dumnezeu să intervină, să-i schimbe mintea. Adică noi ca și părinți n-am încetat să așteptăm, noi continuăm să așteptăm. Eu vreau să vă spun, chiar dacă noi încetăm să așteptăm pentru că ne gândim, nu o să mai fie. Dumnezeu, ca tatăl acesta de aici, continuă să-i aștepte. Slăviți să fie numele Domnului. Băiatul acesta mai mare
a încetat să aștepte, pentru că el se gândea, pentru cât te-a făcut fratele ăsta al meu, nu mai merită nimic. Dragii mei, chiar nu mai merită nimic. Că a primit când nu trebuia să primească, pentru că tata lui nu era mort și i-a dat partea de avere, a primit poate ce nu trebuia să primească, a risipit totul, dragii mei, departe și nu mai merita nimic. Și avea dreptate. Numai că, dragii mei, Dumnezeu din cer nu face după merite. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu face după har. Faptul că nu merita nimic, îl știa și fiul ăsta risipitor. Când a venit acasă, a spus, tată, nu mai merit să mă chem fiul tău. Că nu merit. Primește-mă ca pe un argat. Și a zis tata, nu, nu. Te primesc ca pe fiul meu și fac sărbătoare pentru că ai venit acasă. Pentru că tatăl acesta, dragii mei, continua să aștepte, chiar dacă fiul cel mare, care a rămas acasă, a încetat să mai aștepte. Știți de ce? De ce Dumnezeu continuă să aștepte când noi oamenii, noi cei care i-am știut pe unde sunt, îi știm pe unde se duc, îi știm cum își petrec viața, în ce mizerie se duc și trăiesc, dragii mei. De ce Dumnezeu mai continuă să aștepte? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu mai crede în schimbare. Chiar când noi avem impresia că schimbarea nu mai este posibilă, Dumnezeu mai crede în schimbare. Dragii mei, ce ziceți? A fost profundă căderea ucenicului Petru sau nu a fost profundă? Să stai în fața unei slujnice să zici, nu-l cunosc, nu știu cine, nu știu despre ce vorbești, femeie, să vină a doua oară femeia și el să se jure cu blestem, spune unul dintre evanghelici că nu-l cunoaște. A fost profundă căderea. Și în ziua, în dimineața învierii, Domnul zice către femeile acelea, duceți-vă și spuneți ucenicilor că a înviat Hristos, dar spuneți-i și lui Petru. De ce oare? Pentru că Domnul credea în schimbare. Dumnezeu din cer, frați și surori, continuă să aștepte pe cei pe care noi am încetat să-i mai așteptăm. Că am stat un an și n-au venit, am stat 2 ani și n-au venit. Au apucat să fie de 30 de ani în viață și n-au venit încă. Am încetat să mai așteptăm. Dumnezeu continuă să aștepte pentru că Dumnezeu crede în schimbare. Oricât de mult s-ar fi prăbușit cineva, dragii mei, Dumnezeu crede că se poate schimbarea. Știu pe cineva care undeva într-un sat, tot satul știa ce fel de om era. S-a întors la Dumnezeu. Și oamenii din sat au zis, dacă omul acesta a putut trăi această experiență, Dumnezeu poate să schimbe pe oricine. Pentru că Dumnezeu din cer crede în schimbare, dragii mei. Și când cineva se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu din cer iartă toate păcatele și cel care a trăit în mizerie, care și-a risipit viața ca fiul ăsta și a trăit în păcatele cele mai oribile, dragii mei, când cineva se întoarce, Dumnezeu schimbă, Dumnezeu face o ființă nouă. Exact așa cum, dragii mei, Saul din Tars, în râvna lui religioasă, făcea atâtea rele. Când Dumnezeu din cer, când Domnul Iisus Hristos l-a întâlnit acolo, dragii mei, l-a întâlnit pentru că credea în schimbare. Și atât de mare a fost schimbarea aceasta încât Saul din Tars, apostolul Pavel de mai târziu, care umbla și prindea pe credincioși, îi ducea la judecată, să-i ducă la temniță, a ajuns să scrie unei biserici așa: în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm nu doar Evanghelia Domnului Iisus Hristos, ci chiar viața noastră, atât de scumpi ne ajunsese răți. Și o să vă întreb, e mare schimbare? Adică să umpli, să-i cauți, să-i prinzi, să-i duci legați la Ierusalim, să-i dai pe mâna judecătorilor, să aștepți să fie condamnați și să fii mulțumit că ai făcut o slujbă pentru Dumnezeu. Și într-o zi pentru oamenii aceștia să zici, eu sunt gata să-mi dau viața pentru voi.
pentru că Dumnezeu crede în schimbare. Vă rog Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Dragii mei, sunt unii care au plecat și la dumneavoastră și la noi la Cluj și peste tot, ca fiul ăsta risipitor. Sunt alții care au rămas în biserică, mai tineri sau mai puțin tineri. Și, dragii mei, s-ar putea ca noi cei din casa lui Dumnezeu, ce am rămas aici, să fim în casa lui Dumnezeu fără să-L cunoaștem bine pe Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea ca Dumnezeu să scrie în mintea și inima noastră cel puțin aceste adevăruri. Dumnezeu prețuiește oamenii, nu lucrurile. Oricât de mult ar fi risipit cineva, câte lucruri pe care le-a dat Dumnezeu sau le-a dat familia, le-a risipit în plăceri și în păcate, dragii mei. Dumnezeu îl prețuiește pe omul acela, chiar dacă a risipit mult. Dumnezeu nu-i mulțumit să-i slujim cu atitudine de rob. Ne-a luat Dumnezeu din robia păcatului să ne înfieze, să ne facă să fim copii ai lui Dumnezeu, să trăim cu această atitudine de fii ai lui Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. Și dacă, dragii mei, sunt mai apropiați de noi, poate unii care s-au dus și am încetat să mai așteptăm pentru că zicem nu se mai poate face nimic cu ei. Să știm, Dumnezeu încă îi așteaptă. Amin. Și dacă Dumnezeu îi așteaptă, ar trebui să așteptăm și noi. Și cum spuneam despre fratele acela care m-a sunat, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei. Faptul că stăm înaintea Domnului și ne rugăm pentru ei este o dovadă, încă n-am abandonat așteptarea. Încă îi așteptăm. Pentru că știm că Dumnezeu îi așteaptă. Încă îi așteptăm și noi. Și Dumnezeu din cer să aducă ziua când să-și vină în fire cei care sunt plecați. Dar să-și vină în fire și cei care au rămas acasă în biserica lui Dumnezeu și încă nu-L cunosc bine pe Dumnezeu. Să-L cunoască pe Dumnezeu. Amin.